Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Ivan Lulenov. Bună seara, salut! Salut! Deci ești român! Salut, salut, salut! Mă numesc Ivan, sunt din Moldova, din satul Stoianovca. De aceea, băieții, țineți fetele mai aproape de voi și mai departe de scenă. Eu pur și simplu scuip când vorbesc. Sunt din sat. Este cineva din sat? Este? Da, eu trăiesc într-un sat. Nu ridicați mâinile, am observat deja, nu trebuie, nu. Și... ce simpatic ești. Ce am vrut să spun? Asta e prima oară când evoluez în limba română. Se vede. Mersi, mersi. Acum colaborăm. Jurul acesta cel mai plăcut, știți? Prima oară când evoluez în limba română. Vreau să spun că în București este o leacă diferit, puțin diferit limba. Pentru că este cu englicisme, știți? Da. Eu nu știu engleză deloc. Deloc nu știu engleză, dar aici vorbesc în București așa. Workflow, come on, deadline, coffee break. Eu pur și simplu nu înțeleg. Tu hotărăște. Sau coffee sau break. Sau bem coffee sau dansăm break dance. Coffee break. Știți? În momentul în care a intrat cu sacul ăla, m-am gândit că este o nouă variantă de Gică Gavrilă sau Pipino. Dar după aia, din start, mi-am dat seama că nu, e vorba despre treaba asta. Cioleacă, îmi este incomod că nu știu limbi străine, pentru că am învățat la universitate cu profil de limbi străine. Universitatea se numește Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova. Voi să vă gândiți, tot e clar, denumirea asta, tot ce ai învățat 3 ani, da? Da, dar am învățat încă ceva. The Faculty of International Relations, the Public Administration, Political Sciences, Moldova State University. Hey! Oh, shit, bro. Vă gândiți, cred că. Da, ai spus că nu știi engleză. Pentru mine, TCU în engleză este ca hip-hop. Iată, eu intru la universitate și profesoarea îmi spune Who is on duty today? Și eu răspund, dă-mi un beat și încep. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State University. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State University. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State University. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State University. Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat, Stat, Universitatea de Stat, Stat. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State University. International Relations, the Public Administration, the Political Sciences, Moldova State. Franceză, internațional, public, politic, administration, univideam, culoză, te juge, ecole, dom, et des articulés, joua, pe jeu, plaisir, mes pensées, et toujours, formidable, fais comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voix, formidable, c'est fini, Paul, et toujours, l'amour. Mai trebuie să tușească Bendeac în franceză și gata. Am văzut și franceză. Dacă sincer, nimic nu știu despre francez. Unicul lucru care știu despre francez asta că ei mănâncă pasta. Nu, nu. Asta nu despre dânși, asta despre chinez. Am încurcat și ceva. Ce? Mergem mai departe. Vreau un pic să vă povestesc despre mine. M-am născut în Moldova, dar am trăit mult timp în Ucraina și acolo am participat la show-uri umoristice, dar când s-a început războiul, am venit acasă în Moldova. Nu că mă temeam de rachete, nu, 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 nu. Pur și simplu, brusc mi s-a făcut dor de casă. Știți? Și am venit în Moldova și acolo tot s-a început vorbe despre război, nu e liniștit. Și am venit în România, nu că mă tem de rachete, nu, pur și simplu am vrut la Umor să vin, știți, să vă văd. Unde te duci după? Eu glumesc, de fapt eu tare îmi iubesc Moldova și slava Ucrainei pentru Ucraina, pentru pace. Moldova, cum oamenii sunt încordați, nervoși. Și eu am scris un cântec cu care vreau să-i liniștesc. Cântecul se numește Dialogul interior a unui moldovean. Ce frumos! Fiecare zi mă chinuie un gând să mă duc de la țară sau să rămân. Și-am hotărât, nu mă duc de pe acest pământ. Am să rămân, am să rămân. Dar dacă mâine buhnească rachetă rusă în aeroport, o să te văd și ești de patriot. O să stai la vama primul la rând.
nu am să rămân. Dar dacă mâine în magazin se va sfârși pâine și berea nu o să vând, ce o să faci? O să stai flământ? Am să rămân. Dar dacă cineva din ambasada americană o să spună, ai câștigat green card, Vania, poți la America să pleci în curând, eu am plecat, oi zic am să rămân. Și da, eu am cetățenia din România, dar dacă ceva am să rămân, 100% am să rămân sincer. Și da, eu am niște neamuri de la Germania, dar dacă ceva am să rămân, am să rămân. Și da, eu-s fricos, eu chiar mă tem când la nou tata deschide șampanie pentru că bohnească și mă sperie, bleați. Dar dacă ceva am să rămân, am să rămân. Bravo, sigur. Bravo ești. Cântec plăcut, cu un frumos text, glumă amuzantă despre Germania. Dar spune-te rog, de ce ai fugit de la Kiev, a? Pentru că de mult n-am văzut pădurile din țara mea frumoasă. Pentru că pur și simplu am vrut prin satul meu să mă plimb. Pentru că mi-a fost dor de mamă și de casă. Dar dacă ceva se întâmplă la noi, oricum rămân, cred că mai vedem, depinde de situația. Gata, na. Bă, frumos. În sfârșit, dacă am venit aici la Amor și sunt cu chitara, vreau pentru o fată frumoasă să fac ceva interactiv, știți? Haideți să vedem, este cineva pe acolo. Aici au rămas doar urâtele. Nu, nu întrerupeți, vă rog frumos. Ce-am făcut? A pus la pumpă chelul. Da. Hai să vedem, cineva este aici? Cineva este? O, iată-o. Te uiți strâmb, eu la... Ok, del ei. Ole! Nu o să cânt? Am vrut să-ți arăt ce pot face cu degetele. Man! Hai, aplauze! Dar totuși, am pregătit ceva. Putem să facem ceva cu lumină, să fie mai romantic. Aveți ceva? Aveți telefoane dintre astea cu lumină? Aia e. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eu sunt din sat și n-am citit nicio carte de Paulo Coelho. Nici nu-s bogat, dar m-am îndrăgostit de tine, Delia. De tine, Delia. De tine, Delia. De tine, Delia. Spanești în pericol. Stai. Eu știu că nu-i frumos să, așa, să vii cu sentimentele direct în tine. Poate tu iubești pe cineva, poate ai soț. Și de aceea o să-ți cânt ție, Mihai. Dar să știi, Mihai. Delia, dar să știi că asta e pentru tine, ai înțeles? Te-am văzut la Amor pe televizor. Încă nu m-am dus de pe scenă, dar deja mi-e dor. Chiar dacă nu suntem făcuți unul pentru celălalt, am vrut să-ți scriu ce simt cu creta pe asfalt. Deloc nu banii sunt premiul cel mare. Premiul meu e privirea ta. Și pentru că privirea ta să fie mai strălucitoare, tot trebuiesc niște bani pentru ea. Iar eu deja sunt câștigător. Vreau să te iau în sat să te arăt părinților. Și tare vreau cu tine să ne fotografiem la apus de soare. Hai să plecăm. Delia, știi, tu ești ca limba noastră, o comoară. Știi, tu ești ca bătaie între doi boschetare. Nu mă pot opri să mă uit la tine. A doua glumă. Știi, dacă în loc de aerbă ar fi păponeața ta, aș intra în fiecare stâlp. În loc de? Îmi cer scuze, pur și simplu am alergie de la pene. N-ai cumva ascunse niște aripi? Eu știu despre ce se gândesc fetele din oraș. Eu aș putea să-ți povestesc ceva despre penisul meu, dar asta e o istorie prea lungă. Știi? N-am înțeles. Dar ce, România a devenit un stat monarhic? Atunci de unde avem aici o regină? Știi cât a durat cel mai scurt sex al meu? Gata. Delia! Mare figură!
Eu sunt din sat și n-am citit nicio carte din Paulo Coelho, nici un bogat, dar m-am trebuit. Ca la Folk 2022, de Delia, Republica Moldova, Institutul. De tine Delia, de tine Delia. Ai, mă! Stardust! Mersi mult! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.